Bine, ne-am regăsit, Eugen. Bine, ne-am regăsit cu adevărat. Ce noutăți mai ai pentru noi, pentru Miss TV? Păi, în primul rând, e o plăcere să lucrez cu voi. Mi-am dorit să revin, să lucrăm împreună. Proiectele voastre sunt, într-adevăr, niște proiecte deosebite și mă onorează să mă chemați oricând. Ce mi-ai făcut de când nu ne-am mai văzut? Am fost destul de ocupat, am avut destul de multe shooting-uri. Mai tot timpul am oscilat între studio și calculator, editând puțin câte puțin tot ceea ce am lucrat, mai mult sau mai puțin tot ceea ce am lucrat. Modelele au fost atât experimentate cât și mai puțin experimentate, începătoare, însă toate shooting-urile au decurs nota obișnuită. Mai greu la început, mai bine spre final. Chiar finalurile shooting-urilor ni s-au părut că sunt prea scurte, pentru că ne-am obișnuit foarte bine, foarte mult să lucrăm împreună și ni s-a părut că timpul trece, că timpul zboară. Ai reușit să realizezi o adevărată conexiune între fotograf și model? Dacă nu există această conexiune între fotograf și model, atunci fotografiile n-or să exprime ceva. Întotdeauna relația dintre fotograf și model trebuie să fie una extrem de bună, pentru că pentru ca shooting-ul să decurgă cât mai bine și să nu se piardă foarte, foarte mult timp cu explicații și alte lucruri de genul ăsta. Oare cum să vă înțelege și din priviri? Da, cu modelele cu care am mai lucrat, deja ne înțelegem din priviri. Deja modelele știu cam stilul meu, cam ceea ce vreau eu să pozez, pozițiile pe care aș dori să le fotografiez în funcție și de ținute. Și ele își intră în rol chiar foarte, foarte repede. Spune-ne așa o picanterie din ultimile tale activități. Hai că trebuie să ne împărtășești măcar un secret. Cred că nu prea sunt secrete, pentru că relația dintre mine ca fotograf și cea de model este una profesională și atunci tot ceea ce există în afara studioului sau a locului de fotografiat rămâne în afară. Deci nu intrăm, fiecare este cu viața lui personal. Dar nu ți s-a întâmplat niciodată să te îndrăgostești oarecum de vreun model sau să-ți placă mai mult decât pe partea profesională? Să treci de acea barieră? Nu, niciodată. Eu întotdeauna sunt îndrăgostit, sunt un etern îndrăgostit de femei, indiferent cum arată, ele întotdeauna sunt frumoase. Trebuie numai să găsești acel ceva frumos în fiecare. Nu m-am îndrăgostit în alt mod, pentru că eu am o relație stabilă cu soția mea de 26 de ani și mulțumesc tare mult și ne completăm unul pe altul și atunci nu. Un fotograf în adevăratul sens al cuvântului, care își respectă atât munca cât și persoanele cu care interacționezi și cu care lucrezi. În momentul în care nu îți respecti atât munca cât și persoanele cu care lucrezi, fie ele modele, fie make-up artist, fie hairstylist sau chiar și cei care mă ajută în studio, atunci mai bine n-ar trebui să ne apucăm de meseria de fotograf sau, mă rog, de orice fel de meserie, dacă nu exprim profesionalism.
Spune-ne, te rog frumos, pentru telespectatoarele în Miss TV România, cât contează pasiunea și cât contează talentul în ceea ce faci tu? Sau poate se îmbină una cu alta? Ele întotdeauna trebuie să se îmbine ca să iasă ceva, ceva cu adevărat frumos. Pasiunea, dacă nu pui suflet în tot ceea ce faci, atunci nimic nu o să-ți iasă ca lumea. Bineînțeles că e nevoie și de puțin talent. Pot să dau niște exemple, mai dau din casă de la mine. În momentul în care m-am apucat eu de fotografie, eram un novice și am studiat foarte mult, internetul m-a ajutat foarte mult și am urmărit diverse filmulețe, cum, în ce fel trebuie să fotografiez, ce lumină îmi trebuie pentru studio, pentru afară, pentru alte locații și atunci, într-adevăr, asta este pasiune. Dacă nu pui puțin suflet în ceea ce faci, nu îți reușești niciodată. Vedeți, dragile noastre telespectatoare, să aveți multă, multă pasiune în ceea ce faceți și talentul presupun că vine de la sine, nu-i așa? Absolut. Spune-ne un mesaj pentru Miss TV România. Știm că ești oaspetele nostru drag, dar te rog frumos să ne adresezi încă un mesaj pe viitor, mai ales că vine vara acum. Să vă distrați. Să vă distrați și să vă distrați. Mulțumim!